supărat cumva pe viață, de prietenii părăsit, singur și dezamăgit, fără scop, fără speranță, ascultă ce am de spus. Te invit la închinare să-ți ridici privirea în sus, să primești în dar iertare, să fii prieten cu Iisus. Ești cumva neîmplinit, parcă fără rost în lume, supărat și obosit și în suflet chinuit, disperat până la culme, ascultă ce am să-ți spun. Soarta-ți pare acum nedreaptă, Dumnezeu e sfânt și bun. Recunoaște-L azi ca Tată, El rămâne în veci stăpân. Ești un suflet greu rănit, lepădat, dat la o parte, de cei dragi, disprețuit, sufletul ți-a vestejit, gânduri negre ai de moarte, ascultă ce-i scris în carte. Domnul azi la El te cheamă, lasă căile deșarte, dacă vii, cu El ai parte și un viitor de seamă. Ești un om nefericit, scârbit de fățărnicie, multe te-au dezamăgit, răul rău te-a buimăcit, nu ai strop de bucurie, ascultă un sfat cu har. Tu ești suflet prețios, nu-ți trăi viața în zadar, fii curat mărgăritar pentru slava lui Hristos. Ești un om lăcrimat de poveri, necazuri grele, derutat, îngrijorat, totul îți pare întunecat, nu vezi cerul plin de stele? Ascultă o veste bună. Domnul încă te iubește, pace în suflet vrea să-ți spună, prin credință o cunună, care în veci nu vestejește. Amin. Amin.